Bine v-am regăsit! Am ajuns la al 11-lea videoclip dedicat rezolvărilor de teste grilă pentru admitere și voi arăta azi rezolvarea unor probleme propuse pentru admiterea la Politehnică, mai precis propuse de Universitatea Politehnică București. Voi rezolva 3 probleme de mecanică, 3 de termodinamică și 3 de curent continuu. Să începem cu mecanica. Din același punct, aflat la înălțimea H0 egal cu 245 de metri deasupra solului, sunt lăsate să cadă liber la un interval de timp de 2 secunde, 2 corpuri. Se cere distanța maximă dintre corpurile aflate încă în aer și se dă valoarea accelerației gravitaționale, g mic 10 metri pe secundă la pătrat. Dacă lăsăm să cadă liber, deci nu ținem seama de frecarea cu aerul, 2 corpuri din același punct, dar la momente diferite, atunci în timpul căderii celor 2 corpuri, distanța dintre ele va crește. Pentru că în momentul în care începe să cadă al doilea corp, primul corp are deja viteză inițială. Și de aici încolo cele 2 mișcări se vor desfășura cu aceeași accelerație, g mic, corpurile cad liber, dar rămâne această viteză inițială care face ca distanța dintre cele 2 corpuri în cădere să crească. Și distanța va fi maximă în momentul în care primul corp atinge solul. Din moment ce ea crește în timpul căderii, evident că va fi maximă atunci când primul corp atinge solul. Noi avem înălțimea de la care cad corpurile, H0, 245 de metri, și dacă scriem legea de mișcare pentru primul corp, primul care cade, avem Y1, deci cu Y1 notez distanța pe care o parcurge în cădere primul corp, egal cu G^2. Iar distanța parcursă de al doilea corp în cădere va fi dat atunci de relația G pe lângă T^-2 la pătrat supra 2. Pentru că al doilea corp cade la 2 secunde după primul. Și asta înseamnă că la un moment dat, dacă ne gândim de cât timp cad corpurile, corpul al doilea va avea întotdeauna timpul de cădere cu 2 secunde mai scurt decât primul corp în timpul căderii. Dacă punem condiția ca Y1 să fie H0, adică tocmai înălțimea de la care cad corpurile, atunci acest T devine timpul de cădere, timpul în care primul corp ajunge jos. Se vede că T este radical din 2Y1, dar punem condiția ca Y1 să fie H0 supra G. Și putem calcula acest timp de cădere. Timpul de cădere va fi radical din de 2 ori 245 de metri supra 10 metri pe secundă la pătrat. Și am 2 ori 245, 490, împărțit la 10, 49, radical din 49 este 7, metru cu metru se simplifică, rămân 7 secunde. Deci timpul de cădere este 7 secunde. După 7 secunde, primul corp ajunge jos. Ce distanță parcurge în timpul în care primul corp ajunge jos? Al doilea. Legea lui de mișcare este G pe lângă T^-2 la pătrat pe 2. Și dacă lui T aici îi dăm valoarea 7 secunde, adică timpul necesar primului corp să ajungă jos, vom găsi ce distanță parcurge al doilea corp până în momentul în care primul atinge solul. Să vedem. Y2 este 10 metri pe secundă la pătrat, G, 7^-2 este 5, 5 secunde la pătrat, 25 secunde la pătrat, supra 2. Și am 250 supra 2, 125
de metri. 125 de metri. Deci în momentul în care primul corp a atins solul, el a parcurs distanța totală, adică cei 245 de metri, H0. Iar al doilea a parcurs 125 de metri. Atunci cât este distanța dintre ele în acest moment? Este diferența 245 metri minus 125 de metri, adică 120 de metri, și aceasta este și distanța maximă dintre ele. Deci răspunsul corect este B. Asupra unui corp acționează o forță care variază direct proporțional cu distanța. Știind că la distanța x1 egal cu 1 metru față de origine, forța are valoarea 10 N, cât este lucrul mecanic efectuat de forță când corpul este deplasat între punctele x1 egal cu 1 metru, x2 egal cu 2 metri. Tot ce trebuie să știți despre lucrul mecanic, găsiți în cursul cu același titlu, lucrul mecanic, găsiți linkul în descriere. Pentru că forța noastră este proporțională cu distanța, înseamnă că expresia ei este F egal cu K ori X. Și pentru că ni se spune că atunci când X are valoarea 1 metru, forța are valoarea 10 N, îl putem calcula pe K, putem calcula constanta K. K va fi F1 supra X1, adică 10 N pe 1 metru, deci K este 10 N pe metru. O astfel de forță este o forță de tip elastic, o forță proporțională cu distanța. Pentru că problema nu vorbește despre niciun unghi, presupunem că forța se deplasează de-a lungul axei X. Și atunci lucrul mecanic care expresa forța ori deplasarea, dar în cazul nostru trebuie să luăm o valoare medie, pentru că forța e variabilă, depinde de distanță. Și pentru că X apare la puterea întâi în expresia forței, media pe care o căutăm este media aritmetică. Forța medie va fi F1 plus F2 supra 2. Adică va fi K ori X1 plus K ori X2 supra 2, adică K pe lângă X1 plus X2 supra 2. Și va fi 10 N pe metru. X1 plus X2 înseamnă 1 metru plus 2 metri, 3 metri, 30 pe 2, 15 N. Forța medie are valoarea 15 N. Și acum putem calcula lucrul mecanic. Lucrul mecanic este 15 N înmulțit cu deplasarea. Păi dacă deplasarea este de la x1 egal cu 1 metru la x2 egal cu 2 metri, înseamnă că deplasarea x2 minus x1 este 1 metru. Și înseamnă că lucrul mecanic este 15 joule, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este E. Care este condiția ca un corp aruncat în sus de-a lungul unui plan înclinat să se întoarcă la baza planului înclinat? Dacă planul înclinat este destul de lung, atunci corpul aruncat în sus de-a lungul planului înclinat se oprește undeva. Și condiția să revină la baza planului înclinat este să se pună din nou în mișcare. Și acolo unde s-a oprit, avem forțele pe care le vedeți în acest desen. Asupra lui acționează de-a lungul planului înclinat două forțe, GP, care încearcă să-l pună în mișcare, și forța de frecare, care nu îl lasă să plece. Și atunci condiția ca să se pună în mișcare și să înceapă să se miște spre baza planului înclinat este ca GP, componenta greutății de-a lungul planului înclinat, să fie mai mare decât forța de frecare. Dar în desen puteți vedea că GP este G înmulțit cu sinus de alfa,
Iar forța de frecare, ca orice forță de frecare, este mu, coeficientul de frecare, înmulțit cu apăsarea. Dar apăsarea, în cazul planului inclinat, este componenta normală a greutății, Gn. Și această componentă, se vede în desen, se poate calcula G ori cosinus de alfa. Și atunci avem Gp, adică G ori sinus de alfa, mai mare decât mu ori G ori cosinus de alfa. Ceea ce vedeți în dreapta este forța de frecare și în stânga este componenta greutății de-a lungul planului inclinat. Se vede că nu are importanță cât este greutatea, nu contează ce masă are corpul. Și dacă împart la cosinus de alfa, am sinus de alfa supra cosinus de alfa mai mare decât mu sau tangentă de alfa mai mare decât mu. Aceasta este condiția ca acel corp să revină la baza planului inclinat. Cu alte cuvinte, alfa să fie mai mare decât unghiul de frecare. Pentru că tangentă de alfa egal cu mu îmi dă unghiul de frecare. Deci răspunsul corect este D. Tangentă de alfa mai mare decât mu. Să trecem la termodinamică. Un gaz care se găsește într-o stare inițială 1, vedeți pe desen, caracterizată prin parametrii P1 și V1, poate ajunge în starea 2, situată pe aceeași izotermă și caracterizată prin presiunea P2, printr-o transformare izocoră, urmată de una izobară. Adică avem șirul de transformări 1, 3, 2. Și întrebarea este ce lucru mecanic se efectuează în acest șir de transformări. Întâi trebuie să observăm că transformarea 1-3 este izocoră și asta înseamnă că nu se efectuează lucru mecanic pe această transformare. Lucrul mecanic este 0. Deci, de fapt, ceea ce ne interesează este lucrul mecanic în transformarea 3-2. Și pentru că e o transformare izobară, în general, lucrul mecanic se poate calcula cu formula P ori delta V. Se mai poate calcula și cu mu ori R ori delta T. Dar pentru problema noastră, această formulă e mai puțin folositoare. Presiunea în transformarea 3-2 este P2, iar delta V este V2 minus V1. Și observăm că aici știm tot în afară de V2. Dar problema ne spune că stările 1 și 2 sunt reprezentate grafic pe aceeași izotermă. Ceea ce înseamnă că putem scrie P1 V1 este egal cu P2 V2. Pentru că, repet, în cele două stări, sistemul termodinamic are aceeași temperatură. Și atunci volumul V2 se poate exprima de aici. Este P1 V1 supra P2. Și lucru mecanic 3-2, care ne interesează, va fi P2 pe lângă V2, adică P1, V1 supra P2, minus V1. Adică lucrul mecanic 3-2 va fi, pot să scriu după ce simplific cu P2, V1 pe lângă, voi avea aici P1 minus P2. Pentru că, observați, V1 se dă factor comun. Și acum știm tot ce trebuie, putem să facem calculul și dacă facem calculul, vom găsi valoarea de 375 de juli, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este D.
Dioxidul de carbon se dă masa molară aflată într-un volum de 50 de litri la temperatura de 2 grade Celsius și presiunea 1,66 × 10^7 Newton pe metru pătrat, are masa. Trebuie să calculăm masa dioxidului de carbon, se dă constanta generală a gazelor, 8,31 joule pe mol Kelvin. Problema este foarte simplă și probabil vă întrebați de ce am ales această problemă. Am ales-o ca să vă atrag atenția asupra unităților de măsură, pentru că degeaba știm teoria și formulele. Dacă nu folosim un set de mărimi exprimate într-un sistem de unități de măsură coerent, nu obținem rezultatul corect. Avem presiuni odată și în cazul presiunilor întotdeauna trebuie să folosim ca unitate de măsură pascalul, adică newton pe metru pătrat. Avem de asemenea volume. Volumul se exprimă în metri cubi în sistemul internațional. Mai avem masa molară, mu, care se poate exprima în kilogram pe mol, dar se poate exprima și în kilogram pe kilomol. Avem constanta generală a gazelor, care are unitatea de măsură sau joule pe mol Kelvin sau joule pe kilomol Kelvin. Și mai avem temperatura, care întotdeauna trebuie exprimată în sistemul internațional, adică în Kelvin. După cum vedeți, problema este cu masa molară și cu constanta generală a gazelor. Aici trebuie să avem grijă. Celelalte sunt exprimate întotdeauna presiunea în newton pe metru pătrat, volumul în metri cubi, temperatura în Kelvin. Dacă masa molară este exprimată în kilograme pe mol, atunci trebuie să folosim pentru R valoarea în joule pe mol Kelvin. Dar dacă masa molară este exprimată în kilograme pe kilomol, atunci trebuie să folosim R exprimat în joule pe kilomol Kelvin. Și relația dintre ele este R egal sau cu 8,31 joule pe mol Kelvin sau 8310 joule pe kilomol Kelvin. Și acum, dacă știm toate astea, putem rezolva foarte ușor problema noastră. Ecuația termică de stare spune că P ori V este egal cu nu RT, dar numărul de mol este masa împărțită la masa molară. Atunci P ori V va fi M supra mu RT, de unde rezultă că M va fi mu ori P ori V supra RT. Asta e tot. Trebuie doar să avem grijă, așa cum am spus, la unitățile de măsură. M va fi egală cu masa molară, 44 de kilograme pe mol. Așa ni se dă, 44 kilograme pe mol. Înmulțit cu presiunea. Presiunea este 1,66 ori 10^7 newton pe metru pătrat și înmulțit cu volumul, despre care știm că este 50 de litri, dar asta înseamnă 50 × 10^-3 metri cubi. Și acum vine partea la care trebuie să fim atenți, constanta generală a gazelor, pentru că aici am lucrat în moli, am exprimat masa molară în moli, în kilogram pe mol, trebuie să o luăm 8,31 joule pe mol Kelvin. Iar temperatura, pentru că avem 2 grade Celsius, asta înseamnă 275 de Kelvin. Și atunci Kelvin cu Kelvin se simplifică, mol cu mol
se simplifică, metru pătrat se simplifică cu metru, cum rămâne metru newton, ori metru este joule, și atunci se simplifică cu joule-ul de aici, și rămân doar kilograme. Și dacă facem calculele, vom găsi că masa, în cazul problemei noastre, este 16 kg, deci răspunsul corect este A. Găsiți mai multe lucruri care vă ajută să rezolvați astfel de probleme în cursul Legile gazului ideal. Raportul dintre presiunea și densitatea unui gaz este constant în transformarea și avem de ales între izobară, în orice transformare, izotermă, în nicio transformare, adiabatică, izocoră. Să vedem întâi cum se exprimă raportul dintre presiunea și densitatea unui gaz în funcție de celelalte mărimi, de ceilalți parametri care ne interesează în caracterizarea unei stări termodinamice. Pentru asta folosim ecuația termică de stare, P ori V egal cu nu RT, dar numărul de moli se poate scrie masa împărțită la masa molară. Și dacă înmulțim acum ecuația termică de stare scrisă sub această formă cu mu supra V, obținem P ori mu este egal cu M supra V RT. Și pentru că M supra V, masa supra volum, este densitatea, avem P ori mu egal cu rho RT. Deci ecuația termică de stare se poate scrie și funcție de densitate și atunci are această formă. Și de aici rezultă că raportul care ne interesează pe noi dintre presiune și densitate, adică P supra rho, este RT supra mu. Și în dreapta avem R, care este constanta generală a gazelor, și mu, care este masa molară și pentru un gaz dat este tot o constantă, ceea ce înseamnă că raportul P supra rho poate fi constant într-o transformare doar dacă temperatura este constantă, pentru că doar în acest caz ceea ce avem în dreapta semnul egal este constant. Și atunci înseamnă că putem spune că raportul dintre presiune și densitate este constant într-o transformare izotermă și răspunsul corect este atunci C. Și acum curent continuu. Tensiunea electrică la bornele rezistorului R din circuitul din figură este. Am arătat în mai multe locuri, în mai multe videoclipuri, dar cel mai ușor puteți găsi în cursul de aplicații Gruparea surselor, că dacă am două surse grupate în paralel, atunci ele au o tensiune electromotoare echivalentă, care se poate calcula cu următoarea relație. E echivalent este E1 supra R mic 1 plus E2 supra R mic 2, totul supra 1 pe R mic 1 plus 1 supra R mic 2. Iar rezistența echivalentă a celor două surse se calculează cu relația 1 pe R echivalent este 1 pe R mic 1 plus 1 pe R mic 2. Și după ce calculăm tensiunea electromotoare echivalentă și rezistența internă echivalentă, putem înlocui circuitul cu un circuit mult mai simplu, în care avem o singură sursă care are această tensiune electromotoare echivalentă și această rezistență internă echivalentă. Și atunci tensiunea pe care o căutăm la bornele rezistorului R este I ori R, unde I este dat de legea lui Ohm pentru întregul circuit, E supra R mare plus R mic echivalent. E echivalent, evident, supra R mare plus R mic echivalent. Deci calculăm întâi tensiunea electromotoare echivalentă, rezistența internă echivalentă, calculăm curentul în circuit, curentul prin rezistorul R mare și apoi calculăm tensiunea cu această relație cu legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit. Și dacă facem calculele, găsim că
Tensiunea este 7,33 V, deci răspunsul corect este C. Puterea maximă debitată în exterior de o baterie cu număr N egal cu 5 elemente legate în serie, având fiecare tensiunea electromotoare 1,4 V și rezistența internă 0,3 Ohm, are valoarea. Deci circuitul exterior are rezistența R mare și vrem să găsim puterea maximă pe care această baterie de 5 elemente legate în serie o poate da circuitului exterior. Am arătat din nou în mai multe videoclipuri, cred că cel mai ușor găsiți în cursul Energia și puterea curentului electric, că o sursă dă puterea maximă unui circuit atunci când rezistența circuitului este egală cu rezistența internă a sursei, când R mare este egal cu R mic. Și pentru că puterea se poate calcula cu relația I pătrat ori R mare, iar I este dat de legea lui Ohm pentru întregul circuit, avem pentru putere expresia E pătrat supra R mare plus R mic la pătrat înmulțit cu R mare, relație în care dacă punem condiția R mare egal cu R mic, găsim că puterea maximă are expresia E pătrat supra 4 R mic. Repet, am dedus această formulă în mai multe locuri, o găsiți și în energia și puterea curentului electric. Dacă ținem acum cont de faptul că expresia puterii maxime este cea pe care o vedeți și de faptul că noi avem de fapt o baterie de 5 elemente legate în serie, înseamnă că trebuie să calculăm tensiunea electromotoare echivalentă și rezistența internă echivalentă pentru bateria de elemente pe care o avem. E echivalent va fi de 5 ori E, pentru că avem o legare în serie, adică va fi 5 înmulțit cu 1,4 volți, 7 volți. Iar R mic echivalent va fi de 5 ori R mic, adică va fi 5 înmulțit cu 0,3 ohm, 1,5 ohm. Și atunci puterea maximă, în cazul nostru, este E pătrat, 7 la pătrat, 49 volt pătrat, supra de 4 ori 1,5, 6 ohm. 6 în 49 intră de 8 ori, 8,16. Deci aproximativ puterea maximă este aproximativ egală cu 8,16 W, ceea ce înseamnă că varianta corectă este C, 8,16 W. O baterie electrică debitează pe o rezistență variabilă o putere ce reprezintă o fracțiune F mic 46% din puterea maximă pe care ar putea să o debiteze. Există două valori ale tensiunii la borne pentru care se realizează acest lucru. Raportul celor două tensiuni este, deci trebuie să calculăm cât este raportul celor două tensiuni. Este o problemă foarte frumoasă, dar cu o rezolvare destul de laborioasă, e nevoie de destul de multe calcule, de aceea voi prezenta mersul rezolvării, lăsându-vă pe voi să verificați anumite etape de calcul. Întâi știm că puterea se poate calcula ca fiind I pătrat ori R, adică E pătrat supra R mare plus R mic pătrat înmulțit cu R. Iar puterea maximă pe care o poate da sursa, știm că este E pătrat supra 4 R mic. Și mai știm că puterea pe care o dă sursa rezistorului R mare
este o fracțiune f mic din puterea maximă. Adică avem așa, e pătrat supra r mare plus r mic la pătrat înmulțit cu r mare este f mic înmulțit cu puterea maximă, adică cu e pătrat supra 4 r mic. E pătrat supra 4 r mic. Ecuația se poate împărți la e pătrat și de aici obținem următoarea ecuație. F mic pe lângă r mare plus r mic la pătrat este egal cu 4 r mare r mic. Sau f mic înmulțit cu r pătrat plus de 2 ori f mic r mare r mic plus r mic pătrat înmulțit cu f minus 4 r mare r mic egal cu 0, ceea ce ne dă următoarea ecuație de gradul 2 în r. F ori r pătrat plus am r mare aici și aici, așa că voi avea 2 f mic ori r mic minus 4 r mic înmulțit cu r mare și plus r mic pătrat ori f egal cu 0. Și această ecuație de gradul 2 în r are următoarele soluții. Mi-am notat r mare 1, 2 este egal cu r mic pe lângă 2 minus f plus minus 2 radical din 1 minus f supra f mic. Deci, cei doi rezistori pe care sursa noastră debitează puterea f înmulțit cu p maxim au valorile date de soluțiile acestei ecuații. Adică sunt r mic pe lângă 2 minus f plus minus 2 radical din 1 minus f supra f. Am găsit deci că valorile celor două rezistențe pe care sursa noastră dă o putere egală cu f mic înmulțită cu puterea maximă sunt cele pe care le vedeți aici. Și noi trebuie să găsim raportul tensiunilor pe aceste două rezistențe, adică U1 supra U2. Dar U1 este I1 înmulțit cu R1, adică este E supra R1 plus R mic înmulțit cu R1, iar U2 este I2 înmulțit cu R2, adică E supra R2 plus R mic înmulțit cu R2. Și atunci raportul U1 pe U2, după ce îl simplificăm pe E, rămâne R1 pe lângă R2 plus R mic supra R2 pe lângă R1 plus R mic. Și dacă aici substituim valorile lui R1 și R2, pe care le-am găsit mai înainte, găsim că raportul tensiunilor U1 supra U2, vă las pe voi să faceți acest calcul, are expresia 1 plus radical din 1 minus F supra 1 minus radical din 1 minus F. Până la urmă, o expresie foarte frumoasă, elegantă pentru raportul celor două tensiuni, în care apare doar fracțiunea F a puterii din puterea maximă debitată pe cei doi rezistori. Și calculul ne dă, dacă îl înlocuim pe F cu 46 supra 100, aproximativ 6,54, ceea ce înseamnă că răspunsul corect este E.
Vă mulțumesc pentru atenție, succes în pregătire, aștept observațiile și sugestiile voastre în comentarii sau la adresa de e-mail pe care o vedeți imediat. La revedere!